procesul verbal al ședinței ordinare din data de 23.11.2023. Voturi pentru. Avem împotrivă, avem abțineri, deci avem 13 voturi pentru. Procesul verbal al ședinței extraordinare din data de 5.12.2023. Voturi pentru, vă rog. Avem împotrivă, abțineri, 13 voturi pentru. Aprobăm prima dată ordinea de zi inițială care v-a fost comunicată odată cu materialele inițiale. Voturi pentru. Întrebare, vă rog, înainte. Spuneți. La proiectul de taxe și impozite, n-ar trebui formulat fără indexare, pentru că noi indexarea am aprobat-o în aprilie, iar acum doar aprobăm taxele și impozite pentru anul 2024. Deci nu le mai aprobăm prin indexare. Indexarea este deja făcută în aprilie. Da, dar dacă ați văzut ultimul articol sau penultimul, spunem că cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează celelalte hotărâri. Într-adevăr, noi în aprilie, când am făcut indexarea, am fost mai catolici decât papa. Atunci puteam doar pentru un singur articol să aprobăm indexarea cu 13. Dar totuși era important la acea dată să aveți în fața dumneavoastră sumele indexate, să vedeți ceva în concret. Acum, la data asta, știți că trebuie să aprobăm taxele și impozitele. Și s-a considerat, și eu sunt de acord cu această poziție, că este normal să avem un proiect de hotărâre unitar care să aibă în el și indexarea, și toate taxele, și pentru că biroul de taxe și impozite să poată lucra unitar cu o hotărâre, care să fie Biblia lor pe anul 2024. De aia am lăsat și sintagma indexarea, chiar dacă a fost așa, sumele sunt cele indexate. Nu. Așa, ați văzut, avem articol care spune că celelalte hotărâri nu-și mai produc efect. Și atunci asta a fost scopul, ca să nu automat se, nu-și mai prădea efectul și nu se înțelegea că de fapt sunt sumele indexate în aprilie. Este o indexare preluată. Din punctul de vedere, nu pot anuloga, nu pot anula o hotărâre de Consiliul Local. Nu anulăm. Care a fost obligatorie prin lege de făcut. Nu anulăm. Nu-și mai produce efectele, cade în desuetudine, pentru că la momentul când apare o nouă hotărâre, își produce efectele hotărârea următoare. Zice așa, orice prevederi contrare își încetează aplicabilitatea odată cu intrarea în vigoare a prezentei hotărâri la data... Nu cred că încetează cu nimic. Eu zic că este mai mult decât completă. De obicei, când e prea mult, nu strică, că nu avem lipsuri, adică să nu fi avut scăpări în ea. Asta, într-adevăr, e o problemă și știți foarte bine cu taxele și impozitele. Este o problemă să ai o scăpare. Părerea mea, o știți de azi, indexarea este una, s-a aprobat taxele pentru 2024 și de alta, pentru că poate noi astăzi vrem să reducem taxele și impozitele pentru cetățeni și n-aș vrea să mai aud justificarea că nu le putem reduce pentru că este obligatoriu să le ținem sus cu indexarea respectivă. Indexarea este obligatorie, clar. Da, mulțumesc. Voturi pentru la ordinea de zi inițială, vă rog. Avem abțineri? Împotrivă? 13 voturi pentru. Suplimentarea ordinii de zi cu cele două proiecte care v-au fost comunicate, respectiv privind stabilirea taxei de salubrizare pe anul 2024 și privind aprobarea planului de achiziții publice pentru anul 2024. Voturi pentru, vă rog. Avem împotrivă. Avem abțineri. Deci avem 12 voturi pentru și o abținere, domnul Dămoc. Am președinte, puteți să dați citire primului proiect. Așa, privind rectificarea bugetului la data de 20.12.2023. Da. Domnule consilier, ați primit documentele pentru rectificare. Ați văzut, așa cum s-a vorbit și s-a văzut că nu s-a mințit în ședința trecută, în care am spus că banii pentru asistenții personali, pentru vouchere, așa s-au spus, sunt prin hotărâri de guvern dați la județ, urmând ca de la județ să-i primim pe unitățile administrativ-teritoriale. De aceea am zis atunci și v-am rugat să nu votați același bani, să luăm bani de la capitolul de la primărie, pentru că urmau să vină banii pentru aceste vouchere. Realitatea s-a văzut, indiferent ce s-a speculat pe site-ul de socializare,
s-a văzut că așa a fost. Deci banii pe vouchere se dau nu din cauza unor presiuni sau din cauza altor probleme, se dau pentru că i-am primit și acum am primit banii, o parte din banii și pe care i-am pus noi de-a lungul anului ca la salarii și la indemnizații. Și de aceea vom da aceste, se vor da de către primărie și consiliar aceste vouchere asistenților personali pentru anul 2023. S-au primit bani, dacă ați văzut, o sumă de soi așa Consiliul Județean, 443.500 și aceștia vor merge în excedent. Pentru că acum nici nu se mai pot, știți că vreau să facem contracte, nici n-ar fi ca timp, dar ne ajută foarte mult că știți că din excedent de-a lungul anului, pentru lucrări, care s-au făcut. Aici, asta ce e important, deci bani sunt pentru indemnizații. Poftim? Suplimentarea. Amendamentul. Este pentru că ieri s-a mai primit un document la asistenții personale, am mai primit încă 68.000, dacă nu am văzut hârtia în corespondență. 67. Da, da. 67. Așa. Le-ați prezentat pe comisie, nu? Că da, și așa cum v-am spus, deci da. Dacă inițial noi pentru vouchere am primit 40.000 și am pus noi diferența până la 60 cât era necesarul, acum știți în hotărâre, acum ați primit proiectul, acum am mai venit bani la asistenții personali și diferența care, la cei care sunt pe vouchere o să fie bani care reprezintă, știți, sume pe care noi le-am pus pe parcursul întregului an din veniturile proprii, deși banii trebuiau să vină o mare parte de la guvern. Mulțumesc! Se pot înscrie? Da, cred că prima dată amendamentul, sau cum pe rând, noi am făcut modificare pe hotărâri și da, trebuie făcută prin amendament pentru cele două sume care trebuie sunt incluse în proiectul. Deci amendamentul la ceea ce am primit noi înainte, mai cresc veniturile cu 70.000 de lei și cheltuielile cu 70.000 de lei. Deci s-au primit sume din TVA la 11.02, 3.000 de lei pentru școli și 67.000 de lei pentru persoanele cu handicap. O completare, cei 3.000 de lei pentru școli sunt ce au solicitat școlile. Deci nu sunt bani pe care i-am fi solicitat noi. Școlile au solicitat și din ce am înțeles de la inspectorat, 2.000 a solicitat școala Horgești și 1.000 de lei școala Răcători. Da, dar noi trebuie să le primim. Noi doar îi primim, dar în rest, adică dacă cereți informații pentru ce sunt acei bani, nu vă pot spune pentru că școlile i-au solicitat 2.000 și 1.000 de lei. La cheltuieli vor fi prinși la 65 la școli. Domnul Dămoc s-a înscris la da, se poate? Mulțumesc. Este o vorbă care spune că cine se acuză, se acuză. Realitatea este că în ceea ce privește banii respectiv voucherele de vacanță pentru asistenții personali, acest drept oamenii l-au încă din anul 2018. Până anul acesta, până când nu s-a făcut vâlvă cu acest subiect, asistenții personali nu și-au primit niciodată acest drept la Horgești. Mereu au fost mințiți, duși cu zahăreu. Anul acesta, pentru că am insistat pe subiect, pentru că au fost și cetățeni care au fost inclusiv în ședință, pentru că s-au ajuns inclusiv în spațiu public să apară documente oficiale din primărie, pe care erau în februarie, când conducerea primăriei, persoanele de conducerea primăriei, și garantau faptul că ei își vor primi acest drept. Iată că s-a ajuns în luna decembrie ca oamenii, la fel, să nu fiu, să nu știu primit acest drept. Nu se dau pentru că nu s-au vrut. Toți banii ăștia au ajuns în comisioane, în proiecte supraevaluate. Se întâmplă un lucru normal ca oamenii ăștia să-și primească dreptul. S-a ajuns să facă sesizări la ITM, a fost și ITM în control. Acesta este motivul pentru care la Horgești s-a ajunge să-și primească dreptul. Pentru că te lupți pentru el. Dacă taci, ești mințit, ești dus cu zăhărelul și, în final, rămâi cu dreptatea în mână, cum s-ar zice. Așadar, eu aș zice să nu mai căutăm justificări, să nu mai mințim oamenii, pentru că asta se întâmplă la părere. Mințim oamenii, eu aș zice să facem tot ce putem. Să le asigurăm drepturile, să-i respectăm ca oameni, pentru că la Horgești cetățenii nu mai sunt de mult respectați. Da. La noi trebuie să ajung să fac sesizări la prefectură și o să vă prezint la diverse și răspunsuri pe care l-a primit
doamna Lucaș de la, de la prefectul Bacăului, în care îi se dă dreptate și că va trebui să fie pusă în posesie, la fel. Oamenii au fost jigniți în ședință, vi s-a spus că au găsit în cămin. Asta se întâmplă la noi. Și nu e normal să se întâmple lucrul ăsta. Cetățeanul, noi, consilieri, funcționari, primar, administrator public, toată lumea este în slujba cetățeanului. Cetățeanul trebuie să fie respectat, indiferent cât te susține, că te-a votat, că nu te-a votat, că ai simpatii sau antipatii. A, despre asta este vorba. Așadar, mă bucur că într-un final, după ce am susținut public acest, acest lucru, oamenii își primesc, își primesc dreptul. Vreau să vă să întreb dacă, care e situația cu banii de căldură, pentru că m-au întrebat cetățenii de ce nu se plătesc banii, că din moment ce știam că i-am aprobat în buget încă de acum 3 săptămâni, mă gândeam că oamenii au nevoie de să plătească banii. Banii de căldură sunt aprobați în acest buget. Acum sunt aprobați banii pe căldură. Banii pe căldură efectiv sau nu au venit? Nu, doamne. Am aprobat luna la ședința trecută. Da, dar banii nu au venit, banii, dacă știți, vin prin AJPIS. Și acum mai aprobăm încă 70.000 de lei care se adaugă la... Da, dar tot la încălzire. Dar nu putem da banii până nu se alimentează contul. Până nu primim efectiv, noi doar în buget, pentru că dacă noi aveam, primeam banii și nu puneam în proiect acum și data trecută și veneau banii, urma să facem ședință extraordinară ca să, intră, să prindem acei bani în buget. Vă dați seama că în situația în care se întâmplă ca anul trecut, în care i-am primit pe 27, am scos banii, asta a însemnat și acum se dau banii 27, 28, 29, dacă este miercuri, joi și vineri, că apoi nu se lucrează. Programul, dacă vin banii, o să fie, și ca să știți toți, o să fie de dimineață, în afară de miercuri, prima zi pe 27, când o să meargă după bani și automat, de când vine băiatul, o să fie programul până la 8 seara, o să se dea banii la primărie, ca să poată să beneficieze. Și din ce ne-am gândit noi, cred că o să facem, că tot au fost discuții și pe sate, că de ce am pus întâi, știu, Sodor sau apoi sau Orgeștiu, am zis că cred că o să-i programăm, că știți cât sunt, o să-i programăm în ordine alfabetică ceva, o să punem, că trebuie să găsim și o modalitate ca să nu vină toți în aceeași zi. Mai multe încurcați, așa. Bun, dar nu pot, dacă vin toți, eu vă invit aici dacă vreți să ne ajutați. Nu, dar dacă e pisate, dar așa cred că... Da, dar deja au fost discuții, eu vă spun așa, zice că au spus da, oamenii. Deci au fost discuții pe sară și au zis, a, dacă vine încălzirea, iar ne pun pe noi ultimii. Sau, apoi a venit celelalte sate. Păi iar nu ne pun pe noi primii. Secretar, întrebarea mea, este normal să aprob un buget, suma de bani, la venitul, fără că eu să am banii aceia? Este normal să o prevezi și asta este oricum un drept câștigat pe care noi o să primim banii. Gândiți-vă că dacă noi am așteptat mai întâi să se, alimenteze conturile, am pierde cel puțin o zi, două. Și așa, și vedeți că e târziu. Noi de asta am încercăm să meargă mai repede lucrurile. Și din ce ne-au anunțat la trezorerie, pe 27 se închide la trezorerie, adică nu mai putem... Mă iertați că intervin eu. Deci banii când i-am prins la încălzire, i-am prins în baza situației centralizate, întocmite de biroul de asistență... Și aprobată de AJPIS. Așa, de asistență socială. AJPIS a confirmat acea sumă, noi am prins că va veni în buget, iar în momentul când ne alimentează contul, vom vedea la cheltuieli. Deja suntem programați, am vorbit cu... domnul Arvinti, pentru 27 ne alimentează contul. Contabilul deja a făcut programare pentru deschidere de credit tot pe 27. Deci banii se vor fi pe 27. Dar iar noi trebuie să dăm hotărârea azi, cel târziu, mâine, ca să poată să facă deschiderea de credite. Exact. Deci este un pic așa... Eu zic că nu-i rău că ne luăm toate măsurile ca să funcționeze lucrurile. Că omul nu înțelege. Dacă explici că nu și-a luat, nu și-a banii în 1 decembrie, că nu s-a putut deschide creditele, nu cred că îl încălzește cu nimic. Deci, efectiv, dacă nu e azi, nu băgam așa ceva pe ordinea de zi, nu mai putem. Au fost corect în baza situației de lucrări și gata. Și mergem și pe practica de an de an. Ați văzut că așa s-au dat în ultimii ani. În ultima perioadă între Crăciun și anul noi s-au dat banii la încălzire. Deci, și presupun că și anul acesta o să mergem pe aceeași parte. Și dacă am tot am deschis, mă scuzați, discuția cu banii pe încălzire, acum cerem ajutorul tuturor consilierilor să discute și la nivelul comunii. Poate nu să ajungem la situația de anul trecut, adică banii se dau de către un singur om, că el are gestiunea. Omul ăla trebuie să stea, să vadă, să lucrează cu bani.
să discute și cu cetățenii, cu, până la urmă că asta e rolul fiecărui consilier, să reușim cât de cât tura asta poate să fie mai puțină aglomerație și mai puține, să nu ajungem pe la știri și noi cu oameni în spital. Și programul o să fie maxim 8, poate 7, că trebuie să aveți în vedere că după ce se fac și că sunt care plătesc și la taxe și impozite, el este obligat să facă borderou de depunere a banilor. Deci vă dați seama, dacă se taie tot Costel, deci care e și dă, dacă se taie 200 de chitanțe într-o zi, el trebuie să stea, după ce a terminat cu oamenii, să descarge cele 200 de chitanțe. Și știți ce înseamnă aici, trec, care pământ, care imobil, casă. Și pentru el este o activitate destul de grea în acea perioadă, dar noi ne asumăm, dar trebuie să găsim și înțelegere că asta este situația atunci. Dacă va fi ordine, va merge mult mai repede. Dacă va fi îmbulzeală și neînțelegere, va merge mai greu. Asta e trebuie să înțeleg. Spuneți că nu, dar a terminat un exemplu, că nu vreau să intru în polemică. Da, mai e cineva care dacă dorește să ia cuvântul? E un răspuns la ce a spus domnul Dămoc, să înțeleagă. Este adevărat, în luna februarie, eu personal am semnat în calitate de primar un proces verbal, dacă nu greșesc, în care am spus că o se vor da voucherele în luna decembrie, deci chiar așa este menționat, că în luna decembrie se vor da voucherele pentru asistenți personal. Deci nu este nicio minciună, nu este niciun dus cu zăhărelul și se vede clar că voucherele se dau în luna decembrie. Mulțumesc pentru înțelegere. Mai mult, indiferent ce s-ar mai comenta pe baza, pe marginea acestui subiect, eu nu mai am nimic de adăugat. Atunci spuneți-ne, de ce din 2018 până acum nu s-au dat? Deci am zis, nu mai am absolut nimic de comentat, discutam strict pe anul acesta. Atunci supunem la anul 2020, doamne. Supunem la vot. De ce nu avem proiectul numărul anul 2020? De ce brusc am deci dacă vă răspund din 2020, mă duceți că am fost viceprimar în 2016, de aceea eu evit să am altce discuție, mai ales că v-am spus, urmează ca la 10:30 să vină și comandatorii și trebuie să dăm ocazia să avem un eveniment frumos, nu a intra întotdeauna în polemică. Prima dată spunem la vot amendamentul domnului Budă și după aceea spunem la vot... Atunci supunem la vot amendamentul domnului Budă. Votul pentru, vă rog. Voturi împotrivă, abțineri, avem 14 voturi pentru, este și domnul Lilă în sală, da? 0 împotrivă, 0 abțineri. Și e spus să pregătească hotărârea sau ca să fie da, eu am pregătită, dacă un minut... Deci cum accept... mă să interdăm cheile, este... că ea nu face mândelina acolo. În lateralul, cum stai eu pe scaun, chiar în lateral jos este da. Pregătită. Supunem la vot proiectul de hotărâre în forma amendată cu amendamentul domnului Budău. Voturi pentru, vă rog. Împotrivă. Abțineri. Deci avem 14 voturi pentru. Vă mulțumesc. Următorul proiect de... Asta e unul. Da. Acum, o rectificare, da. Da. Deci, proiectul numărul 2. Da. Deci dezbatem proiectul numărul 2 atunci. Este proiectul de taxe cineva? Și impozite pe care așa că sunt convins că o să avem în scrie. Da. Altcineva mai dorește să ia cuvântul? Poftim, domnule. Aș vrea să mă leg aici de la taxe și impozite la articolul 18 și aș vrea să întreb domnul Vădău sau doamna Temea, cine domnul Călman, domnul Radu, care sunteți în măsură să-mi răspundeți. Vă rog, aici văd că spune că se indexează calculul ăsta și mă leg aici de autoturism, aș vrea să întreb. Da, haideți că așteptăm, nu-i nicio problemă. Nu, proiectul hotărârea ca să spuneți deja să o pregătească pentru... Eu spun domnul Budău. Continuăm sau trebuie să vină domnul secretar să vină domnul secretar? Articolul 18. 18. 18.
A, dacă. Acolo sunt modificările la salubritate, cum a primit, și la vehicul peste 12 tone, dacă nu greșesc. Da, la fracțiunea asta spune aici că se înmulțește capacitatea cilindrică cumva cu numărul ăsta, criteriul 25 sau cum... De exemplu, la un autoturism aș vrea să întreb până în 2000. La cât ar ajunge? Cine poate să dea un răspuns? Până într-o 1600 de cilindri. Restul rămân la fel, doar cum a fost curată inflația. Deci rămâne... Iar noi mergem pe impozitele minimale de pe codul fiscal. Nu se indexați, vă dai scris indexăm. Păi indexarea este obligatorie. Nu mai indexarea. Aici la mașină cât ar ajunge, puteți să-mi dați și mie răspunsul. Cât a fost anul ăsta? Cât ați dat, domnul Fenea? 200 și ceva. Ai, e 200 și ceva, ăla ori 13%, atât. 13%. Adică indexarea, ca să se înțeleagă. Asta era, nu știam aici. Nu, modificări, acum sunt doar la, adică nu modificări, completări, cu salubritatea și cu impozitul la auto... Cât autoturisme peste 12 tone. Cât cât ai dat în trecut? Autovehicule așa. 30 cam așa. 230 plus 13 270, da. 0.8% unde ai? Cred că vă 12 lei. 200, da, 261, 74. Da, 262, trebuie să vă punjeți. Bine, vă mulțumesc. Vă mulțumesc. Poftiți, domnul Dămoc. Mulțumesc, doamna președintă. Mare discuțiile la proiectul taxe și impozite sunt cam aceleași an de an. Deci anul ăsta, ca să înțeleagă toată lumea, taxele au crescut cu aproape 14% conform ratei inflației. Dar aș vrea să vă spun că am făcut din nou o comparație cu alte comune din județ, chiar din afara județului și la Forgești o să spun că avem taxe la limita de sus. Și pot să vă dau, câteva exemple la articolul 5, 6 și 8, unde noi, Consiliul Local, avem opțiunea, e vorba de impozitul pe clădiri și pe terenuri, avem opțiunea conform codului fiscal să optăm între anumiți indicatori procentuali. Și astfel, la articolul 457 putem opta între 0,08 și 0,12 și suntem la 0,13. La articolul 458 între 0,2 și 1,3 noi suntem la 1%. La articolul 460, 0,08, 0,2 noi suntem la maxim 0,2%. Iar la articolul 460, între 0,2 și 1,3 suntem la 0,8%. Dacă întreb cetățenii comunei Borgești, marea majoritate a lor vor spune că taxele și impozitele pe care ei le plătesc an de an nu se regăsesc și nu se văd într-un trai mai bun pentru ei. Copiii vin în același noroaie la școli, apă și canalizare, gaze, sunt proiecte care la Borgești vor fi în continuare la stadiu de promisiuni electorale, în condițiile în care absolut toate lucrurile cresc, toate prețurile, în condițiile în care, din păcate, cei care la acest moment gestionează taxele și impozitele locale, este evident că le direcționează către lucruri la... Am mai dat beneficii. Când faci magazie de lemne cu 60-70 de mii de euro, când plătești comisioane la firme de consultanță la fel 10.000 de euro, nu poți spune că ești un bun conducător și că gestionezi cum trebuie banii pe care îi ai și pe care îi colectezi de la cetățeni. Astfel că propunerea mea pe care o să vă fac acum printr-un amendament este să reducem aceste procente de la articolele 5, 6 și 8. Am putea să mergem chiar pe minim, dar probabil că lucrul ăsta va fi refuzat de conducere și astfel pot să propun la articolul 5 să mergem pe 0,1. Dacă puteți să notați chiar. Da, asta fac. Domnul, asta e articolul 5, 0,1, da. Cred că poate să fie amendamente separate. Este articolul din anex, da? Da. La articolul 6 să mergem pe 0,6. La articolul 8
să mergem pe 0,12. Articolul 1 să mergem, nu? Și, deci articolul 400, articolul 8, da, odată și după aia la articolul total 8. Să mergem pe 0,6. Tot ce a spus sunt minimurile? Nu, nu, nu. Nu? Sunt undeva sub mijloc. Deci ai început cu 5? Da. Clădirile esențiale, nu? Da, sunt practic toate impozitele pe terenul și pe clădiri, persoane fizice și juridice. Ar fi, cred că, un gest de bun simț pe care să și un mesaj pe care îl transmite cetățenilor când condițiile de austeritate, de criză, le suntem alături și că mai reducem puțin. Rugămintea la a spus toată la articolul 8, mă scuzați, domnul consilier, 0,12 și tot la articolul 8, la cred, are niște aliniate. Da, la aliniatul următorul, 0,6. Ce aliniat e următorul? 2. 2, da? Pentru clădirea rezidențială era 0,8 și ai pus 0,6, nu? Da. Și dă și rău la momentul ăsta, că zice că e an electoral. Trebuia de la început, mandatul propus. Și aici, în loc de 0,2, cât ai pus? Eu putem să spune că la orice niciodată nu este oportun, mereu găsim câte o justificare. Eu pot să vă dau exemplu Comuna Radio de lângă Iași, care anul ăsta a propus ca toate taxele speciale să fie reduse cu 50% la nivelul anului 2022. Deci se poate. Deci se poate dacă vrei și dacă îți pasă și de cetățeni. Dacă vrei doar să pui biruri, să iei taxe, ca să ai bani de salarii și de spururi nesimțite la salarii și de proiecte la prețuri supraexagerate, crești taxe în continuu. Și ai justificări că e inflație, că nu știu ce și mărim la nesfârșit. Dar lucrurile astea la un moment dat n-au cum să funcționeze, că cetățenii cât poate să mai rabde să vii să vezi că lași sute de lei, mii de lei la caserie, dar tu trebuie să vezi și i-a luat altcine, și i-a luat un casier. Sutele alea de mii de lei le-a luat un casier, domnul Dămoc, și a plecat cu ei, da? Da? Și pentru asta colegii au fost audiați săptămâna trecută, au fost toți colegii la impozite și taxe, să vedem situația. De ce nu spuneți realitatea? Foarte bine, doamna. Pe cum? O să dau și noastră cu subsemnatul. O să dau cu subsemnatul, normal, că eu am făcut și sesizarea respectivă. Ar trebui din respect pentru toți consilierii și cetățenii comunei, având în vedere că este unchiul dumneavoastră care a scat, să vă dați demisia, domnul Dămoc, pentru banii care s-au furat din primărie, tocmai din taxele și impozitele cetățenilor. Inclusiv din taxă plătită de dar părinții dumneavoastră. Dar dumneavoastră unde erați, doamna Atena? Tocmai că am găsit, că am fost aici. Ce ați găsit? Dumneavoastră, dacă furați, să vă urmăresc eu? Da. Fiecare care lucrează, cine doamna lucrează e responsabil pentru ceea ce face. Acum 5 minute vorbeați de sărbători și de colinde, dar păi se pare că caracterul dumneavoastră pe care îl aveți, acesta este mizerabil. Este cel pe care mi-l provocați. Acesta mizerabil, aveți un caracter mizerabil. Mulțumesc. Cu atacuri la familie, cu atacuri la persoană, pentru că deci, o să dați cu subsemnatul, doamnă. Da, da. O să dați cu subsemnatul. Și asta o știți. Pentru că doar dumneavoastră sunteți capul la patrierele în primăria asta. Da, da. Nu putem să o oprim așa ceva. Asta se poate la finală să se dezbată. Adică, doamna a luat bani din caserie cu nemiluit, dar după toate ea vine și face acuzații. Despre ce vorbim? Ce afirmație faceți? Domnul Dămoc, sunteți prea jos cu vorbire ca să mă cobor la nivelul dumneavoastră. Da, da. Uitați-vă la ea. Uitați-vă la acest om. La ea? Acest om vi se pare că are un caracter potrivit? Are un caracter potrivit pentru a conduce această comună? Nu se poate așa ceva. Nu mai jignesc, domnul. Eu am jignit. Adică, îmi atacă familia, îmi spune mie că... Păi nu se poate așa ceva, domnule. Păi cum să încetez așa ceva? Nu se poate așa ceva. Eu nu știu de ce îl provocați mereu. De ce îl provocați mereu? Eu nu înțeleg treaba. Ce a provocat? Faptul că am propus o reducere de taxe, faptul că am propus o reducere de taxe pentru cetățeni am provocat, domnul Călimar. Dar nu vă e rușine? Nu mi-e rușine, domnule. Vă este dumneavoastră rușine. Nu vă este rușine? Nu începeți cu rușine din partea tuturor. Deci, afirmația mea a fost făcută la baza ceea ce ați spus dumneavoastră, că luăm banii contribuabililor. Acolo am venit cu acea explicație. Că noi, adică eu, domnul vice, știu care, noi toți luăm banii
de asta nu sunt bani. Și aici a venit cu lămurirea, deci nu induceți în eroare spunând că s-a pornit de la ceva. V-ați luat sporul la proiectul de apă canal pe la care ați venit? Da, domnule, pentru ce am făcut am hotărâre. Nu am luat banii... Ați făcut investiții cu 10.000 de euro care puteau fi făcute. Da, da, haideți că intrăm chiar într-o discuție care cere rău. Caracterul meu nu permite să am discuții de genul acesta cu dumneavoastră. Doamne, dacă ați fi avut un pic de caracter, dacă ați fi avut măcar cât o unghie. Astea nu sunt la proiect, nu sunt pe ordine de zi vorbile astea. Domnul, domnul. Mai aveam pe cine m-a scris la comandă. Și drept pe impozitul Lisbonii câți că a venit la primărie, așa este la primul, la tot, dar nu e rău ceva să-l reducem un pic acum. Când se termină? Dacă se poate, să știți că eu nu am terminat, adică pe oricum am fost întrerupt și nu s-a mai înțeles. Nu spuneți ce mai aveți de spus, poate vrea și altcineva și mai. Da, da, dacă vă abateți așa și sunt tot... Eu mă abat, domnul Budnaru. Păi vedeți? Vedeți un pic? Fiți un pic echilibrat. Eu sunt foarte echilibrat. Mi-am propus asta. Articolul 33. An de an spun taxa de pază. Taxa de pază, conform legii, se aprobă doar în baza unui plan de pază pe care obligatoriu trebuie aprobat de Consiliul Local. El este obligatoriu să fie întocmit de primar. În speța la momentul acesta de domnul primar Maricel. Nu da? Legea 333 la Alghea spune, în localitățile rurale se organizează pază comunală. Primarul este obligat să ia măsuri pentru a asigura paza bunurilor publice și ale cetățenilor și răspunde pentru întocmirea planului de pază. Domnul primar, la momentul ăsta când propuneți cetățenilor taxe de pază, ați realizat acest plan de pază al comunei? Nu, domnul, n-am realizat, dar sunt aș propune ca dumneavoastră să vă ocupați de treaba asta ca să puteți să vă... Dar nu puteți să-i dați altă denumire? Nu, așa se numește ca taxă în codul fiscal. Și este cu camerele. Am fost cu proiectul de camere și nu se avizează, nu se face plan de bază pentru camerele care le avem la nivel comun. Am fost, am și dus la IPJ. Da. Da. Deci, ajungem la taxa de salubritate, bănuiesc acum o aprobăm acum, nu? Proiectul mare. Da. Bă, aveți ambele proiecte pe masă și scrie, spun, au aceleași taxe până la urmă. La salubritate, ca în fiecare an, deci eu m-am uitat pe mai multe comune și diferențele sunt, fiecare în legea lui la salubritate. O să vă dau exemplu la Gelsen, se plătește 360 de lei pe an de familie și 720 de lei pe an de agent economic. La Pârgărești. Când de familie îi potrivește unor familii mai mari de la Pârgărești? Da, nu, vă spun că diferă foarte mult. Da? La Hemeiuș se plătește 350 de lei pe an de pe persoană, la fel de familie, 1100 de lei pe an de firmă. La Târgu Trotuș plătește 132 de lei persoane pe an, la persoană fizică. Și la persoană juridică se plătește tot așa, în funcție de frecvența de colectare. La Dămine 7,5 lei persoană. Deci toată lumea aprobă diferit. La noi am rămas, vreau să vă întreb, acei 8 lei pe care îi plătesc persoanele fizice, este inclusă inclusiv cu subvenția sau subvenția este separat? Inclusiv. Persoanele fizice au rămas la aceeași sumă ca anul trecut. Restul este subvenția noastră, nu e modificată. Da. Eu am solicitat mai devreme suma de la încasă și am înțeles, conform numărului de persoane, 4123, ar trebui să încasăm de la persoane fizice 395.000 de lei. Și înțeleg că până la această dată s-a încasat doar jumătate, 195.000 de lei. Ați adăugat și subvenția? Poftim? Ați avut în calcul și subvenția? Eu vă spun strict de sumele care s-au încasat, fără subvenție. Bă, nu, bă, da, am pus inclusiv subvenția, da. Inclusiv subvenția. Deci subvenția nu e încasată, nu apare pe încasată. Nu apare pe încasată. Și apare debitul și încasările, la plăți apare subvenția. Acum, deci la salubritate suntem la zi cu plățile, ca să se înțeleagă. Suntem la zi, dar la fel, asta vreau să evidențiez. Există o parte de bun plan care își fac datoria și plătesc la timpurile și există o parte de oameni care nu plătesc niciodată și care sunt ținuți în spate de ceilalți. Întotdeauna
odată plătim și după aia subvenția asta este din nou, așa cum am mai spus, tot din banii celor care ar trebui să se bucure de o investiție și nu să acopere faptul că există o parte din cetățeni care nu plătesc. Din nou, marea diferență este la persoanele juridice. Deci, noi suntem singura comună care încasăm aceste sume enorme de la persoanele juridice după acel tabel. Înțeleg că vom merge doar la fel pe acel tabel cu metri pătrați, cu 1,8 la 10 Am pus în spatele hotărârii privind taxa, am pus adresa de la ADIS. Și dacă o să vedeți pe adresa aia, o să-mi spuneți că scrie cu caractere mari, sub formă de recomandare. Așa este? Da. Bun. Și o să mergem jos, penultimul rând, în care spune recomandările privind stabilirea cuantumului taxei de asupraveghere au caracter minim obligatoriu. Cum înțelegem așa? Este o recomandare cu caracter minim obligatoriu, nu? Înseamnă că e obligatoriu. Adică ei ne-au făcut un calcul, noi mergem pe calculul care s-a avut în vedere sumele și cantitățile de anul trecut, că așa se face. Și am făcut calcul și le-am învârtit calculele în toate variantele. Este recomandarea lor cu caracter minim obligatoriu. Se, da? Se cântărește cantitatea bunului care este luată de la fiecare persoană juridică în parte? Nu are cum. Se face un raport. Cantitatea totală și tot conform OG-ului se stabilește cât procentual juridic și cât procentual persoane fizice. Cred că scrie. Hai, la noi la Corgești se calculează după un tabel care prevede că la 10 metri pătrați s-ar produce 1,8 kg de deșeu. La Pârgărești avem următoarea situație. La magazinele între 0 și 20 de metri pătrați se consideră că se produc 1,4 kg. La magazinele între 21 și 50 de metri pătrați se produce 1 kg pe la 10 metri. De ce au... Ce au ridicat densitatea de la ei. Astea sunt datele cu la noi, este mai mare. Nu este așa. O să explic, dar aștept să termine. La magazinele peste 50 de metri pătrați, se produc 0,75 de kg la 10 metri pătrați. Practic, eu vreau să vă spun că la momentul ăsta la Forgești, persoanele juridice plătesc, cred că, cea mai mare taxă de salubritate din județ. Da? Conform deciziei pe care noi o să luăm azi, noi precizăm faptul că noi vom stabili taxa în funcție de frecvența de colectare. ADIS-ul ne spune aici și ne spune că practic avem de optat între 24 sau 36 de ridicări pe an. Și noi am stabilit pe hotărâre 52. Asta înseamnă că vom plăti suplimentar? Nu. 52, cum s-a mers până acum? Suplimentar, domnul secretar, să doar spune, doar în situația în care trecem peste cele 52. Știți că au fost situații în care în ajun de 15 august, dacă nu cădea 15 august, o luni, să zic, s-a luat cu noi și s-a omul, atunci am chemat suplimentar. Asta înseamnă suplimentar și dacă mi-amintesc e 2 lei și... 2,4 lei pentru fiecare ridicare suplimentară. Dar la noi a fost cazul doar într-un an, pentru 15 august și atunci cantitatea neafirmată a fost pe Horgești. Atât. În rest, n-a fost nevoie, că s-a luat în așa fel. În momentul îmi spuneți acum că, practic, ce ne-a trimis ADIS-ul aici este doar recomandare, deci nu se respectă nici măcar acest număr de recomandări. Eu cred că putem modifica și aici la modul de calcul a taxei de salubritate pentru persoanele juridice și să le calculăm tot în funcție de numărul de angajați, cum era și în trecut. Și chiar o să vă rog să supunem la vot o astfel de modificare. Modificarea, dacă țineți minte, a fost făcută anul trecut și a fost făcută inițial, n-a vrut nimeni să o facă, după care am primit de la prefectură, inclusiv cu un ordin emis la data respectivă a Ministerului Mediului, care trasa și recomandările ADIS-ului au vizat legislația de la acea dată, care se aplică și acum. Inclusiv undeva după ce noi am aprobat anul trecut, la o lună de zile, când se vehicula că alte comune n-au vrut într-adevăr că așa au fost obligate și au făcut. Deci sunt comune care ni s-au solicitat de către prefectură și după control de legalitate ni s-a dat, da, dumneavoastră primiți control de legalitate pe hotărârea respectivă. Acum... Eu numai aici v-am enumerat deja vreo 7 comune care nu pun în aplicare ceea ce spuneți că este obligatoriu la hotărâre. 7 din câte?
comune pe județe. Eu la astea le-am găsit proiectele, vă spun că nu le-am găsit la toate din județe. Nu ai ceva tu. Vă dau exemplu la Târgu Trotuș, da? Târgu Trotuș, care este cel mai aproape de HCB-ul nostru ca și model. Deci pentru utilizatorii serviciului de salubrizare de persoane juridice, sunt diferențiate taxele în funcție de frecvența de colectare a deșeurilor în menajerea asfaltului. Se stabilește pentru utilizatorii serviciului de salubrizare, care optează pentru colectarea deșeurilor cu o frecvență de 3 ori pe lună și o dată pe lună pentru reciclare, o taxă de 16 lei pe lună, respectiv 192 de lei pe an de persoană. Da? Iar dacă vor de 4 lei, de 4 ori pe lună, e 32 de lei pe persoană, respectiv 384 de lei pe an de persoană. Dacă facem niște calcule, cred că o să la ei iese mai puțin de jumătate taxa de chestie la comunitate. Da, cam asta este ceea ce am vrut să transmit. La noi, din păcate, se merge pe maxim și lucrurile astea nu interesează atât. Dacă se poate să tragem tot de pe oameni, ca noi să ne lăfăim aici în distracții. Pauze? Da, în scurte cuvinte, referitor tot la taxe și impozite, nu știu, e legea asta, așa se spune, ceea ce aș vrea să spună. Ca de exemplu, am mai discutat treaba asta, am mai pus întrebarea asta și am fost pe anumite, să zic, sate. Ca de exemplu, Vaslui, Vrancea, Iași. Și ca de exemplu, am luat o mașină, am luat la cineva și persoana respectivă, după ce am luat mașina, mi-a dat fiscalul și l-am întrebat, da, tu ai amenzi? Și da. Și n-a plătit nimic, a plătit acolo majoritatea primărilor, a plătit doar impostul. Azi că nu, că la noi plătim doar impostul. La noi aici, în comună, dacă ai amenzi, nu se poate da un fiscal. Vreau să știu foarte unii, bine. Bravo. Unii problema. Deci primăriile de mesajul dau clar că pentru casă și primările care sunt în casate sunt amenzi. Da, este. Așa e în codul fiscal. Primările care se casează sunt amenzi. Sunt și impozitate. Cine le are? Cumperi și vinzi de mașini. Da, amenzi e amenzi. Deci chiar aia trebuie luată și acum ați venit. Și plătită imediat. Și mai repede ca să plătim la jumate. Da. Mai este cineva? Atât? Dacă nu să încep să spun. Am terminat, domnule Eugen, da? Mai e cineva care dorește să punem la vot atunci? Nu, vă rog frumos ca să pot să răspund la amendamente. Domnul consilier, vă rog frumos să aprobați proiectul așa cum a fost inițiat, având în vedere că taxele nu sunt mari așa cum s-au spus, având în vedere că chiar această propunere sau aceste amendamente sunt mai mult simbolice. Dar trebuie să înțelegem, simbolic înțelegând așa, dacă în loc de 0,2 e 0,18, da? Deci diferența nu e mare pentru cetățean susțită, dar la noi la impozite și taxe contează. Și trebuie să aveți în vedere, cum am spus și în ședința trecută, că din excedent noi nu mai putem lua bani decât la lucrările prin Angel Salini, cum se numește, și în PNRR. Adică doar pentru apă canal, pentru ce avem acum, momentan, dar pentru restul, cum am dorit, cum am zis, terenurile de sport, că trebuie banii pe care i-am avut anul acesta pentru soldor și se știe că nu din vina noastră, cum s-a, tot se vehiculează, au fost acele acte în neregulă, dar acum sunt la finalizare și la anul o să se facă acel teren de sport la Sobodor și așa cum s-a promis se va face și la Răcătău, acești bani se iau tot din veniturile proprii și ce primim. Deci nu mai putem lua din excedent cum s-a luat până acum. Orice lucrare, vrem să continuăm școala nu de la Răcătău. Trebuie tot ce se poate lua în afară de ceea ce facem prin tot la fel prin PNRR sau dacă mai apare un program și acolo ați văzut foarte bine că venim cu cotă parte. Gândiți-vă că urmează la anul să facem extinderea, după cum am anunțat, la rețea, pentru strada nouă, pentru strada principală, care iar acolo venim cu 48%, noi contribuție și valoarea este, o să vedeți, destul de mare. Iar nu putem să-i mai luăm din excedent, cum s-a întâmplat cu extinderea rețelei pe strada principală și pe celelalte străzi, trebuie să luăm tot din acele venituri proprii și ce primim suplimentar de la ANAF, de la de unde se pot lua banii. De aceea vă spun, dacă pentru cetățean doar din populism am putea reduce acum aceste taxe și impozite și pentru an electoral, ceea ce, indiferent să spună cât se vrea de mine sau domnul vice politic să câștigăm, se vede clar că noi ne asumăm acest lucru și nu mergem electoral,
pentru cetățean nu se simte. Haideți să vorbim exact cum s-a zis și de salubritate. Deci se spune că nu s-au încasat banii la salubritate, că dau doar o parte. Aceasta este o regulă, să nu credeți, sunt foarte mulți, sunt plecați, nu? Care nu vin să plătească și vin apoi. Se iau banii așa cum se iau. Se repune deoparte că unii stau contribuabili, stau pe spatele celorlalți, dar pe de altă parte se vine și se spune, hai să luăm cât mai puțin. Deci, taxele sunt și oamenii, cetățenii comunei știu că au rămas aceleași și tot pe rețele de socializare s-a vehiculat majorarea taxelor și impozitelor locale. Haideți să fiu explicită, cu toate că știe, cine a vehiculat, presupun că și știe acest lucru. Deci nu s-a făcut nicio majorare. Este indexarea obligatorie prevăzută în codul fiscal, adică într-o lege esențială a României, care spune că indexarea se face anual. Deci anul trecut a fost 13%, poate ați auzit la televizor că anul ăsta spun că o să ajungă la 4-5%. Deci indexarea o să fie mult mai mică. Deci nu s-au majorat taxele și impozitele locale, cum s-a vehiculat. S-au indexat cu rata inflației, cerință obligatorie prevăzută în codul fiscal. Cred că am acoperit-o. Nu cred că ar mai fi ceva de lămurit, domnul secretar, în privința amendamentelor. De aceea, încă o dată, vin în fața noastră cu rugămintea de a aproba hotărârea de taxe și impozite, inclusiv la salubritate, așa cum a fost prevăzută. Mulțumesc pentru înțelegere. Da, dar la întrebarea lui domnul Lilă Eugen, doamna... Cu ce? Nu, acolo este exact cum s-a spus. Trebuie plătite. Dar și nu, că, spus, nu e vorba Simona. De fiscal, se face o confuzie, că nu e vorba, certificat fiscal se poate elibera oricum și cu datorii. Va trebui fără datorii. Este acea hârtie cu care veniți, contractul de vânzare-cumpărare, care în partea dreaptă sus, are acolo că nu apare cu datorii. Dar în orașe plătesc doar impozite. Deci asta vă spun. Respectivă, nu, și domnul Lilă sau domnul Velea, vreți să venim în baza, adică oamenii când vin să plătească impozite, mergem strict, cum zice codul fiscal, e obligatoriu să iei amenzile. Deci tu, ca cetățean, când ai venit să plătești la casă, la teren și ce mai ai, că vrei să le ai achitate, să scari, noi atunci toți banii trebuie luați pe impozite și taxe, pe amenzi. Aia e obligatoriu. După aceea, mai sunt oameni, cetățeni care vin și spun, domnule, vreau să plătesc pe anul ăsta, curs. Legea spune, întâi te duci pe anii din urmă. Deci trebuie să... Da, e legat. Nu, domnul Velea, mă scuzați, domnul Velea. Există o ordine a stingerii debitelor, așa se numește. Mă scuzați, domnul Velea, să vă răspuns, vreau să dau. Da, poate. Da, deci practic concluzia asta a fost, luăm mult de la puțin, și pe unii asta e treaba, decât să luăm puțin de la mulți și să facem să fie bine pentru toată lumea. Asta este concluzia și mă rog cum funcționează la noi. Practic, din păcate, cetățenii au văzut lucrul ăsta. Li se dă cu un deget și li se ia cu două mâini. Mulțumesc. Eu atât mulțumesc, domnul consilier, care dați dovadă clar de înțelegere, de integritate și ați înțeles ce am vrut să transmit. Cui nu m-a putut înțelege, nu cred că din lipsa mea de modul cum am explicat, cât din rea voința de a înțelege ceea ce am spus. Mulțumesc, domnul consilier. Să dau citire din nou amendamentului domnului Dămoc, ca după aceea să putem să-l spunem la vot. Amendamentul viza reducerea procentului la articolul 5 cu 0,1, la articolul 6 0,6, la articolul 8 0,12 și la articolul 8 alineatul 2 0,6. Da? Să punem la vot amendamentul domnului Dămoc. Voturi pentru, să vă rog. 1, 2, 3, 4, 5. 5 voturi pentru. Voturi împotrivă, vă rog. 1, 2, 3, 5, 7, 8. 8 împotrivă. Și înseamnă că am o abținere. Dar am văzut abținere. A, da, că a venit și domnul Miguel. Nu, nu, e că erau 13 prezenți înainte. Acum. Se găsește doar domnul Boboc. Doar domnul Boboc este. Haideți, da, suntem... mai face o dată. Vă rog la voturi pentru amendament să ridicăm din urmă. 1, 2, 3, 4, 5. Am numărat bine. Împotrivă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Domnul vrea să țină mâna până la capăt și de aia mă duce. Amendamentul este respins. Nu, ia-o mai întâi doamnele, că așa e frumos. Și după aia.
Să vă obosești repede. Să câțim mâna. Supunem la vot proiectul de hotărâre. Voturi pentru, la fel. Dar era amendamentul și pe stabilitate sau acum? Știi că a spus și tot de pe proiect. Tot la un moment. Toate ce a propus. Proiectul de hotărâre. Voturi pentru, am să vă rog. Nu, proiectul de hotărâre numărul 2, da. Voturi în forma prezentată. Vă rog să țineți ca să vă număr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, am numărat. Ia să vedem dacă nu iasă tura asta. Împotrivă. Cum se face? Și abține. Da, bravo. Exact. De bine și așa, de bine și așa. Păi cinci erau în bătut. Da, bă, aici erau cinci și acolo. Dar ce legătură? Dacă gândești. Nu, deci nu. Da, are legătură. Îți seamă că ai vrut în altă formă, de ce n-ai votat în forma asta? Da, hai. Lasă, e bine. Bravo. De aici nu de acolo cu dumneavoastră, să știți. Nu? Păi, sunt două opțiuni. O modificare, dar nu înseamnă că proiectul total vrea să-l respingă. Aș vrea și cu aia și cu aia în pot. Da, dar dacă nu am aprobat, atunci la da, păi am avut o problemă, da. Bun. Exact. Proiectul a fost aprobat cu 13 voturi pentru și o abținere. Dacă nu am aprobat, să atunci la înghițarea maximă. Și mai rău decât mai rău. Vă mulțumim pentru ce vot. Ce spuneți? Întrerupem două secunde, sunt deja pe vot. Da. Pauză. Și am rugăminte, dacă permisiunea dumneavoastră, pot să mergi la o sebare? Oricum o să fiți plăcită că am fost și la acela extraordinar, așa prin telefon îți dai votul la celălaltul. Dau votul la toate. Păi spune aici și față spune. Da, puteți fi la toate. Ok, atunci să mai avem vot pentru celălalt proiecte, da? Da, vă mulțumesc frumos. Măi băieți, măi da. E bine oricum. Și o să fie și mai bine. Haideți așa, ca să te faceți de băieți. Să vă vor, să vă vor, să vă vor. Primim! 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 Hai să-l trebuie în spate, să vă vor. Hai să-l trebuie în spate, să vă vor. Și nu-i frumos. E ca și vini să vă dați mai înapoi ca să vă prindă la camera. Aici, veniți aici, dați ca o mostră de aici. Aici, aici, așa. Așa. Fiți așa de. Nu, 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 că vă fie la aici. Faci, care ar trebui să-i faci. Dar, faci, să-i gata? Da. Două și... Scoală dată limbă cu solidaritate și ne dă un colăcuș florile, florile dalbe, că mămuca n-o făcut florile dalbe, să dădea să n-o avut florile, florile dalbe. Și când sunt o
omul la tot omul cel creștin. Vestea nașterii s-o dăm, doar noi s-o dăm, pe Domnul să lăudăm, să lăudăm. Vestea nașterii s-o dăm, doar noi s-o dăm, pe Domnul să lăudăm, să lăudăm. S-a născut Fiul ce Sfânt, Fiul ce Sfânt, Dumnezeu pe acest pământ, pe acest pământ. Seara asta-i seară sfântă, seară sfântă, lângă noi îngerii cântă, îngerii cântă. Seara asta-i seară sfântă, seară sfântă, lângă noi îngerii cântă, îngerii cântă. Rămâi gazdă, rămâi gazdă sănătoasă, până la anul, până la anul tot boioasă. Când vorbim acolinda, acolinda, tu să nu-ți închizi poarta, închizi poarta. Că noi nu te-am ocoli, te-am ocoli, și cu drag tot om veni, tot om veni. Că noi nu te-am ocoli, te-am ocoli, și cu drag tot om veni, tot om veni. Bună seara, bună seara, gazda aleasă, ne primește, ne primește nata acasă. Că nu vrem, că nu vrem ca să ședem, numai să vă, numai să vă colindăm. Începem fără că nu vrea, nu avem internetul. Sub fereastră la omul ne-a ajuns Sfântul Crăciun. Că am venit să colindăm neului Domn, vestea mare să purtăm. Să ne spunem tuturor neului Domn că avem Mântuitor. Hai, băieți!
Doamna Gheorghesi a ieșit și mi-a luat... Nu, se duce la separare. Are copiii pe asta. Doamna Gheorghesi m-a pus fac mențiunea la toate proiectele, da. Vă vota pentru, mi-a dat. Și la minutul la fel după ora 11. Când ieșiți din sală, spuneți. Mai ar trebui în viitoarea legislatură să mutăm în centrul comunii la Socotul. Păi treci pe noi, acolo case, acolo vile, acolo... Vrei să mergi tu curatul sau vrei să vină la tine curatul? Vă mulțumim, doamnă Budău, vă mulțumim pentru... Că iubești satul ăsta! Vezi răbdare, puțină răbdare, că dumneavoastră cu casa o să rămâneți în centrul Socotului. Dacă tot să mute de la sus de acolo... O să vină și pe Dumbravo? Da, 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 și pe Dumbravo, tot. Aveți răbdare. Vă mulțumim pentru centrul Socotului, da? A zis că e unul numerul ăsta, numai la altitrie. Nu, a zis că e unul că... Deci, ați ce am discutat înainte la taxe și impozite. Ați primit și documentele, Soma a făcut tot cel de ajustare, vă dați seama că ajustare nu era în jos, era în sus. Adisul a făcut un proiect, prin a dispus o expertiză prin care a avut dacă justificare. Ați văzut că din documente scrie inclusiv dacă în mod, nu aprobăm hotărârea de respingere a solicitării, se consideră că am aprobat tarifele noile tarife în mod tacit. De asta v-am... Este un proiect al ADIS-ului, nu este meritul nostru. Eu zic că pe asta nici nu ar trebui să facem mai multe discuții, cu nici pe următorul cu taxa. Dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Puneți la vot atunci. Atunci să punem la vot proiectul numărul 3. Este supus la vot proiectul numărul 3. Voturi pentru, vă rog. Împotrivă? Abține? Deci avem 13 voturi aici și cu votul dat de doamna Gheorghesi pentru, sunt 14 voturi pentru. 4. Continuăm cu proiectul numărul 4. Cu taxa de cu subvenționare. Exact ce s-a discutat, că taxa rămâne la cetățenii aceia, diferența e subvenționată de noi. Deci nimic nou față de ultimii ani. De asta nici aici n-ar trebui să fie discuții. Dorește cineva să ia cuvântul? Nu. Atunci să punem la vot. Votul pentru, vă rog. Avem împotrivă? Avem abțineri? 14 voturi pentru. 5. Mergem cu proiectul numărul 5. Cu extinderea rețelei, domnul Consilieri, s-a definitivat ieri, marți, a făcut și recepția finală pentru extinderea rețea, exact cum am spus, pe strada principală, pe strada pădurii, toate străzile adiacente. Și acum veniți, știți că era etapa a doua, unde extinderea se facă pentru străzile strada nouă și strada Pârâu Rece. Deja, străzile care sunt în etapa a doua și deja este câștigătorul dat. În primăvară, presupun că o să înceapă lucrările, gândesc, dar depinde și cum lasă timpul. Știți că ați văzut că trebuie să toarne acei stâlpi beton. Important este că începe lucrarea și pe etapa a doua.
În rest, valoarea cu care venim, știți că e valoarea pe care ne-am mai asumat-o odată ce am mai fost, 48%. Doamna, vă spuneți, spuneți-vă de părurești, dar nu specific aici. Păi nu, dar să nu, e pe apostole, tasălui, teilui și strada lui. Da, da, și pururecii. Pe apostole. Pururecii nu are, că sunt în fond de strada acolo, la, la Boboca. La mai sunt două case mai încolo, atâta. Și duci și până acolo la... Nu, dacă da, dar știți cum e făcută strada aia. Da. Făcută că nici nu poate să intre mașina de gunoi, făcută numai așa, în serpentine, parcă ar fi pe munte. Acum așa și apoi am să văd care e. Te avem luat la cuvânt? Puneți la vot. Să punem la vot atunci proiectul. Voturi pentru, vă rog. Vă rog, voturi pentru. Împotrivă. Abține. 14 voturi pentru. 6. Verzează extinderea de la Bazga. Da, adică etapa a treia, cum era pe strada de Pădărâi. Au dat drumul. Da, da, da. Da. Deci, ieri a făcut recepția. Eu am și pus, păi nu, eu am pus deja anunț să fiecare de acum să facă cererea de acolo, să ne ducem cu toți. Inclusiv noi trebuie să facem pentru școală. Da. Dacă nu avem înscriere la cuvânt la proiectul 6 pentru extinderea de la Bazga, vot, vă rog. Voturi pentru. Avem împotrivă. Avem abțineri. 14 voturi pentru. Proiect de hotărâre pentru extindere rețea la intrare în sat? Nu, aveți ură. Nu este pentru că acolo trebuie aprobat întâi cu ANR-ul exact procedura care s-a făcut pentru străzile aceasta, aceeași procedură trebuie și în partea cealaltă și după aceea vine pe ei. Sunt în ședință. Asta e ultimul. Asta ziceți că e la intrare în sat, așa este. Trebuie. Bă, nu, e bun. Dar mai sunt două case. Da, suplimentare, ultimul. Da. Urtecem la următorul proiect, unul din cele două proiecte privind suplimentarea, îl punem în dezbatere primul cel privind stabilirea taxei de salubrizare pe anul 2024. Am discutat privind, sunt acele sume. Da. Da, sunt... Trebuie vot, da. Să punem la vot atunci. Votul pentru, vă rog. Împotrivă. Abține. Avem 13 voturi pentru și o abținere. Domnul Zămoc. Ultimul proiect de pe ordinea de zi privind de aprobarea planului anual de achiziții, adică plan pentru 2024. Domnilor consilieri, după cum știți, planul anual de achiziții poate fi completat, poate fi modificat. Vreau să menționez să fie clar. Toate acele sume trecute în planul de achiziții sunt estimative și sunt pur și simplu gândite de noi în primărie, dar când se achiziționează sau se fac plăți, sunt proiecte, sunt devize, deci nu pot fi luate de bază neapărat acele sume. Dacă sunt mai mari decât cele prevăzute de noi, venim în fața noastră cu modificări, dacă sunt mai mici, venim în fața noastră și anunțăm. Exact cum a fost discuția, că tot se face discuție pe marginea, pe mai multe suite, dar inclusiv pe magazia de la școala Săodor. Dacă știți că anul în planul de anul trecut era trecut 600 și ceva de mii, cum am fost discuția, și de fapt lucrarea și contractul și tot a fost de 200 și ceva de mii de, și suma aceea a rămas, care a fost văzut, prevăzută în proiect, în toate. Deci nu este ceea ce am trecut noi, care am trecut noi, am intrat și noi pe internet, am mai căutat, știți cum se caută, cam care ar fi valoarea și am mers pe și să zic că am luat în calcul dacă există și majoră. Iar în privința obiectivelor, ca să zic așa, și ce ar fi achiziționat, v-am zis, acest plan, și știți foarte bine, se poate completa, se poate modifica, fără nicio problemă, pe tot parcursul anului următor. Presupun că cam asta este. Acum, dar vrei ceva mai... Să nu vreți bani pentru toate, cred că ar trebui să ne mutăm până. După cum știți, în ordonanță, poate ați studiat în ordonanță, nu este voie să achiziționăm autoturisme, sunt filier, nu este voie să cumpărăm, achiziționăm mobilier, nu este voie pe anul 2024, nu este voie să cumpărăm, să zic, laptopuri, calculatoare, imprimante. Angajările sunt blocate și pentru anul 2024, pe posturile unice. Asta dacă ați auzit de acea ordonanță. Mulțumesc frumos. Ne lăsați un vot pentru proiect? Da, da, pentru. Da? Pentru. O să... Dacă... Întrebări? Să vă duc la cineva. La revedere. Da, da, da. Domnul Damo. Mulțumesc.
Atât aș spune, ca la acest plan să fim consultați și noi consilierii, pentru că programul e venit ieri. Deja suntem, așa cum doamna administratora a anticipat, da, că nu poți să pui, sincer, mie mi se pare o sumă enormă să poți să pui 25 de miliarde fără TVA ca să schimbi acoperișul pe la blocul din bugetul propriu. E enorm, 2,5 milioane fără TVA, n-ai cum, nu e. E sub orice logică, ca să poți să susții din bugetul local, să vezi să faci și apă, canal, să vezi să faci și gaz. Asta era, de exemplu, un proiect care se plia foarte bine, pentru că tot s-a specificat în ședința trecută de faptul că nu s-au deschis linii de finanțare. S-au deschis linii de finanțare și am arătat asta. Deci, pentru eficientizarea energetică, care presupunea izolația clădirii, acoperișuri, chiar panouri fotovoltaice, deci, blocurile erau perfect eligibile și am fi putut să atragem niște bani și frumoși din fondurile europene, dar asta e situația. Ne rezumăm cu ce putem să facem, se pare că nu ne-a interesat și această investiție, dar din bugetul local, de exemplu, eu nu cred că noi vom putea să asigurăm suma asta. Adică, din moment ce ne-am luat angajamentul deja că pentru 100 de milioane total proiectul de apă canal, n-ai cum să mai faci față și cu acest proiect. Din nou apar toate proiectele pe care le-am discutat, ele apar în fiecare an, de ani de zile. Acoperiș, toate proiectele la care s-a renunțat, și anul ăsta, și anul trecut, Conacul Strat, Costa Primărie, exact cum a spus domnul Budău, dacă ar fi să prindem bani pentru toate astea, ar trebui să mai trăim de două vieți. Mai ales că toate sunt prinse din bugetul local. Da, ce putem, am putea să facem mai mult asta, să fim atenți la programele pe fonduri europene, pe PNRR. Eu urmăresc activitatea altor primari, altor administratori publici care stau zi și noapte, stau până seara la 9 și dimineața la 6 ca să poată să depună primii și poată să acceseze bani pentru comunitățile lor. Și vă spun că ăștia 3 ani de zile sunt comunități care au progresat enorm, însă din păcate noi la Forgeș batem pasul pe loc și ne rezumăm la scandalul și atacuri la persoană. Atât se poate la noi. Așa e, aveți de fapt. Atât vreau să spun, apropo de, nu vreau pe asta, mai ales că ce au fost urătorii cu atacul la persoană, s-a făcut tot în spațiu virtual, cum se spune. Acea afirmație, că am zis în ședința trecută, că nu este deschisă linie pentru dispensar și pentru sală de sport, nu? Așa am spus și cred că ați auzit toți consilierii, și în spațiu virtual, cum ați spus, a ajuns că e deschisă pe centru comunitar. Deci, să se înțeleagă clar, n-are nicio legătură centru comunitar cu dispensar sau sală de sport. Apropo de informații mincinoase, mulțumesc pentru înțelegere. Asta înseamnă Daniel, comunitar, înseamnă inclusiv nu vrei să spui bine. Ba da, e prins. Nu, a fost discuția că s-a deschis. Și s-a fost discuția că eu am spus, e așa de simplu, dintr-o sală de clasă, ți-o face directorul din bugetul lui, cum am făcut și noi la Răgădăi, este foarte simplu, o faci într-o săptămână. Și nu toată ziua, bună ziua la primărie. E atâta și clădirea. Scări fixe, băncuții, niște covoare, jos, și în salterii și ai rezolvat. Se lucrează foarte bine cu școlii, dar mai sunt unele probleme. De exemplu, ce am întâmpinat probleme acum pe Răcătăm, că am pus acea centrală și e pe Pelesca. Nu face sală polivalentă, jucăm basket. Spre surprinderea mea, inclusiv, adică n-am văzut rostul, doamna de serviciu de acolo a comentat și a zis totul, de ce am pus centrală pe peleți, că ei nu au peleți. Deci, și aici am spus, domnule, nu poți să spui tu, că în primul rând că așa se cere acum pe peleți și eu nu pot să întreb femeia de serviciu când se hotărăște ce centrală punem, de care doriți dumneavoastră să punem. Toate că ar veni, nu, e o greșeală. Iar la Orgești am întâlnit o problemă și știți că anul ăsta nu se pronunțea. Mi s-au spus că la grădinița de la Sovotor ar fi toalete prea înalte și copiii trebuie ridicați de către, știu, candidatul sau femeia de serviciu. Nici aici n-ar fi o problemă. Și noi să punem noi, să cumpărăm, să schimbăm acum acele toalete, acele chiuvete. Nu cred că tocmai e cazul de așa ceva. Nu? Nu problema de asta. Neapărat îți ne pune școala în corp.
Nu, dar voi nu știți ce s-a întâmplat cu scăzut natalitatea. Noi acum avem 10 clase la... Scăzut natalitatea. Nu, era un drum. Haideți să votăm proiectul și avem diverse. Avem 10 clase. Scăzut natalitatea, s-a văzut acum. Începând puțin, noi avem mai mult la 5-8. N-au venit toți. N-au venit toți. Păi nu că e micropuzul, nu poate și el să ducă. Începând de la anul, intră două de a cincea, A și B. Și fiecare an o să avem paralel. Da, și nu mai e sub nicio formă, nici la schimbul de numai. Deci, pentru școala de la răcătă... Să putem lucruri și nu s-ar putea? Păi de ce nu-ți vă faci? Păi... Unde-s paralelul? Am zis, clar, o să discuți. Paralelul epipezic și ligoastre, unde-s? Eu zic că, domnul Velea, discuția aceasta o să avem la planul de școlarizare, că personal, au venit părinți și mi-au spus că ar avea copiii de grădiniță de grupa mică, acum mijlocie, și n-au fost primit că nu mai sunt să-l declase. Eu i-am spus domnului director să suplimenteze planul de școlarizare, să mai prindă încă o clasă de grupă mijlocie, că cei de grupa mică de acum o să vină grupa mijlocie la anul, să suplimentăm. Dar, da. Dar sunt care profesor, că dacă, de exemplu, la noi e o școală, acum se mai formează o clasă, zicem, din vreo 15 copii, trebuie să se aducem aici pe unde sunt numai 3-4 copii. Nu-i adică corect adus asta, o să asta o să se aducă copiii în continuare. Evident, asta. Da. Da, asta o să discutăm la planul de școlarizare după ce primim, da. Domnul secretar. Trebuie să vedem ce se face cu școala aia veche. La Sovodor, să n-ajungem și noi ca la... Păi nu, e clasă de tot. Nu, 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 e vorba de... Aia trebuie de mulață. E goală, e că nu mai ai. Da, păi da, să poți să demolezi nimic ala e mic. Haideți să facem experimentare. Haideți să... De când vorbim de el? Da? Să punem la votul. Da, da, da. Votul pentru, vă rog. Împotrivă. Abține. 13 voturi pentru, la care am calculat votul doamnei Nunuț, domnul Radinger, și o abținere, domnul Dămoc, da? La diverse, încercați să vă zic eu, așa cum am și postat și răspund, am mai vorbit și cu domnul consilier care m-au sunat și a fost interesat domnul Lile. Deci, discutați cu cetățenii ca să depună cereri pentru acordare, că știți că și acolo e de durată, da, trebuie să-și aibă și programare, ca să poată beneficia, inclusiv aici noi, în școală. Bine, vă mulțumim pentru ce ați realizat. Asta e ceva și să vă mulțumim cât de repede și pe ceilalți. Mai știți ceva de drumul județean? De drumul județean este în terții și, adică, procedura... Gata. Deci, nu, am înțeles că în februarie se decide acolo, în primăvară ce. Nu, pentru că nu, pentru că ba da, e făcut de stajul. Și februarie se dă câștigă. Deci în primăvară s-a scris la cuvânt. Și domnul Pisecaru, am auzit? Mă uitam în jos. Da, da. Domnul Dămoc, vă rog. O să dau răspunsul pe care l-au primit doamnele Balint și Lucaș de la instituția prefectului județului Bacău. Nu vreau un răspuns de la nimeni, am venit dinainte. Vreau doar să informez Consiliul Local despre răspunsul pe care l-au primit cetățenii comunei Bogești, care au fost una trecută în ședință. În continuarea corespondenței privind solicitările petentelor urmarea adresei UAT Bogești, solicităm Comisiei Locale pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate Privată Bogești să aplice măsurile necesare pentru soluționarea celor de reconstituire precizate în acuza de răspuns mai sus menționate, în conformitate cu articolul 27 din regulamentul privind PDP. Deci răspunsul este simplu și la obiect. Comisia de la Bogești trebuie să pună în posesie persoanele îndreptățite. Nu. Nu. Iar induceți în eroare, domnul Dămoc. Răspunsul este să dăm răspunsul de respingere sau admitere în funcție de documente. Discuția este și... Păi, da. Haideți să spunem cinstit. Iar spuneți, dați interpretare. Deci este admitere sau respingere. Eu v-am citit, nu scrie nicăieri. Păi nu. Păi nu scrie admitere. Deci au promuturi care au convenții. Deci, haideți să vă spun răspunsul. Persoanele au fost acuzate că n-au plătit impozit. Sau chitanțe au plătit impozit. Ba, n-au plătit impozit. Nu pe terenul ăla, haideți să spunem, nu discutăm despre cel intravilan, că s-a pus deziare și s-a văzut în ședința de Consiliu Local, eu am făcut afirmația că nu au plătit impozit niciodată pentru extravilan, nu pe acel intravilan unde este locuința doamnei Balint
Diana, pentru aia a primit certificat fiscal. Afirmația s-a făcut pentru celălalt teren, adică toate suprafețele de extravilan. Iar răspunsul pe care a fost înaintat de la prefectură, doamnelor sau doamne, cum vreți să spuneți, că nu știu cui a fost înaintat, că cereri sunt, este acela că comisia locală trebuie, de fond funciar, trebuie să dea un răspuns de aprobare sau de respingere și având în vedere documentele de care v-am făcut, la care v-am făcut vorbire de data trecută, propunerea, fără să mă antepronunț, dar știu despre dosar, este de respingere și știe și Consiliul. Și să vă mai spun, domnul Dămoc, că în 2019, și poate fi întrebat domnul Cioroabă, care a fost primar, a fost un dosar trimis exact pe speța asta, exact pentru aceiași titulari ai cererii și a fost respins de către Comisia Județeană. Deci ar fi, dacă noi am trimite documentele nu cu propunere de respingere, cu propunere de admitere, dar nu se întâmplă că nu e corect, este încă o dată, revenim cum ar fi și știți că este lucru judecat deja, că așa se pune în instanță, deci excepția de lucru judecat. Deci, să vă spun, a fost respins și doamna știe foarte bine că a primit de respingere. Haideți să nu mai încercăm. Eu unde, mai... unde patosul ăsta împotriva unui cetățean? Nu, e împotriva. Când cineva de la arătătate nu ești împotriva lui, da, dai răspuns. Se vede pe echipul dumneavoastră ura. Nu, unde da ce psiholog sunteți? Se vede pe fața dumneavoastră când nu vă ies lucrurile și toate aperațiile care veniți, aveți obiceiul cu uitați așa. Dumneavoastră, aveți, știți, și pentru filmare... Pentru filmare aveți, cu asta vă descurcați, știți cum ar trebui să stați? Eu să zic, poate clipul meu trădează realitatea. Nu e normal să vă trebuie să care ajută cetățenii când de fapt vorbiți cu asta ură de cetățeni, pe care ar trebui să-i susțină să-și rezolvă. Deci deja sunt speriați toți consilierii de ură care au susținut-o, că am emanat-o eu aici. Am văzut că l-ați oprit repede pe domnul Budău când a vorbit despre situația de a nu ajunge și noi ca situația de la Odorheiu secuiesc. A zis, domnul, dă ceva de odorii secuiesc? Mai cu școala aia veche s-o strică. Da, dar noi nu aveam. Da, dar am zis că asta discutăm că venim cu... Da. Cum am zis? Cu ce l-am oprit? Unde știți, domnul? Și nu s-o strică, mai se va expertiza școala aia și după aia. Deci, de la dumneavoastră, la voară, vreți un zim. Haideți să termin și după aia poate să intervină oricine pe sufletul meu. Da, sunt probleme. Avem situația cu clădirea asta din curtea grădiniței, care la fel este un pericol pentru copii și vorbim de ea de mulți ani de zile. Eu sper că de azi, noi, de cei în România, cam așa se întâmplă. Luăm măsuri atunci după ce se întâmplă o tragedie. Eu sper și îmi doresc de tot sufletul să nu se întâmple tragedii, dar da, trebuie să vorbim deschis despre lucrurile astea, măcar atunci când se întâmplă și să luăm soluții. Da? Deci avem clădirea din curtea grădiniței de la Purgești, care este un pericol public pentru copii. Nu trebuie să ne ascundem și atunci când cineva deschide un subiect sensibil, să spunem, doamne, taci din gură că nu-i momentul să discutăm acum. Iar interpretați, cu ea să sărșim. Domnul director trebuie să ia măsuri acolo. Să pun un gard cu sârmă, să pun avertisment. Bănuiesc. Băi, dar ea nu mai vizionat. Nu se gândea, nu i-ați dat clădiri la un administrator. Vă întreabă domnul Budău. Da, sunt scuzați că vorbeam în două direcții. Deci, toate clădirile sunt predate cu proces verbal, ați aprobat prin... A fost o solicitare a Curții de Conturi, sunt predate către administrarea școlilor. Nu trebuie să fie și ei... Și nu este, și să știți că nu ne-am spălat, n-am aruncat. Școala are bani să... Nu! Măcar să ia măsuri de... Așa ne mai place să pasăm responsabilitatea. Haideți că continuăm tot la noi. Noi suntem răi, toți partea asta. Haideți să nu mai facem discuții. Tot ce noi suntem răi. Nu de monologie. Problema e drept să implice și directorul meu. Nu sunt la costum, figurant. Sunt director, sunt prezident. Să se implice mai mult. Am făcut odată expertiză când era vorba să fac un centru. Dar nu s-o mai făcut. Nu e vorba. Sper că nu, probabil că da, cam așa e celebra frază. Eu simt că da, dar dacă intră sub... Care îi băteau scânduri în gard, să-și băgau pilos la gard la școală. Domnul Prisecaru, nu, haideți să nu lăsăm pe domnul Prisecaru. Au, e ora de director, nu plac să fac abilități. Ia-o, 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 ia-
La curs, la biserică. La curs, la biserică, da. Acolo s-a pus piatră și au luat-o și au pus-o în curte. Da? Pentru că pentru aia s-a pus. Dacă sunteți-o și vedeți, uitați-vă curtea de la mare și vedeți. Mare greșeală, trebuia. Trebuia să duceți întâi în curte și după aia apar. Fiecare piatră cu camera ei, nu? Dar să mai mergem acum, duce direct în curtea lor, ca să nu mai fie problemă.